pregătește pentru viața profesională. Ucenicia ne pregătește pentru meserie, însă nimic nu ne pregătește pentru rolul de părinte. Rolul de mamă vine fără manual de instrucțiuni și implică multă adaptare. Știu asta pentru că am trecut prin acest proces și astăzi o să împărtășesc cu voi cum anume am implementat eu principiile de leadership pe care le-am învățat în rol pentru a fi o mamă mai bună și, de ce nu, mai eficientă. Acum 12 ani, mă aflam în casa noastră în Londra și țineam un bebe în brațe. Mă uitam la ea și nu știam ce să fac. Venea să o sun pe mama și să o întreb. De ce? De ce nu mi-ai spus cât de greu o să fie? De ce nu mi-ai spus cum se va schimba viața? N-am sunat, însă m-am adaptat. Cred că părinții din sală pot rezona. Apropo, dați-mi un semn dacă sunteți deja părinți. Dați-mi un semn dacă nu sunteți părinți, dar vreți să deveniți părinți. Și acum dați-mi un semn dacă nu v-ați gândit la întrebarea asta până acum. Nici o problemă. Până acum 14 ani eram și eu în aceeași categorie, adică în ultima. Eu eram fata ambițioasă din facultate cu mari planuri de carieră. La 32 de ani eram deja în Londra. Fusesem recrutată de o firmă multinațională pentru poziție de management și deja aveam un program internațional, călătoream prin toată lumea, locuiam în centrul Londrei, lângă Oxford Circus și deja mă simțeam o femeie de succes și oarecum privilegiată. Ei, în acest context, în 2011, la sfârșitul lui octombrie, s-a născut Cara. Și Cara era bebele perfect. Numai eu eram departe de a fi mama perfectă și aveam multe provocări chiar din prima zi. O să vi-l enumăr aici pe cele mai importante 5, pentru că aceste provocări erau de natură diferită și evoluau de la o zi la alta. Fetița mea, Cara, vroia și nu-i plăcea să bea lapte. Nici de la mine și nici de la biberon. Provocarea numărul 3 era că primea multe sfaturi din cărți, din bloguri, de la rudele din România, de la soacre și toate cele sfaturi nu făceau niciun sens. Să vă dau un exemplu. Mama din România spunea să fac cald în camera copilului, pe când asistenta din Londra spunea să fac rece în camera copilului, iar soacra din Olanda spunea să nu cumva să înfăși copilul că se asfixiază. Nu știam de cine să ascult. Provocarea numărul 4. Fetița, bebele, se schimba de la o zi la alta, de la o săptămână la alta. Și eu și soțul meu, cum găseam o modalitate de hrănire sau de îmbrăcare care funcționa, a doua zi situația se schimba. Azi îi plăceau fructele pasate, mâine le arunca în aer. Ca părinți, simțeam că trebuie să facem un upgrade continuu de la părinte 1.0 la softul lui părinte 2.0. Provocarea numărul 5. Provocarea numărul 5 era una profundă și era legată de mine ca mamă. Mă simțeam vulnerabilă, cu multă responsabilitate pe umeri, într-o țară străină și nu împărtășeam asta cu nimeni, nici cu soțul, nici cu familia. Țineam totul în mine și în sinea mea oarecum speram ca experimentul ăsta, Steliana mamă nouă, o să se termine și la un moment dat o să primesc viața mea lipsită de griji înapoi. Apropo, câți din părinți recunosc aceste provocări? Da? Ați avut și voi unele similare? Ei, în cazul meu, după vreo 9 luni în care m-am chinuit într-o stare amestecată de beatitudine că am un copil și frustrare că nu știu ce să fac cu el, a venit vremea să mă întorc la servici. Și am fost trimisă să țin un curs de leadership, cel pe care îl țineam eu în mod normal, cu un alt coleg, undeva în afara Londrei. Mi-aduc aminte că eram în Lansbury, la 30 de minute în afara Londrei
și mă aflam în fața unor manageri din Shell, lideri de echipă, promovați recent, și în timp ce vorbeam eu în fața acestor oameni, majoritatea bărbați, despre importanța conceptului de influențare, despre cât de faptul că oamenii se vor uita la comportamentul lor și mai puțin la vorbele lor, deodată am amuțit. Mi-am dat seama că toate aceste lucruri sunt valabile și pentru mine, acasă, cu fetița mea. Ea preia tot stresul meu și ea tot comportamentul meu. A fost așa o epifanie și mi-am dat seama că rolul de mamă nu e un rol de îngrijitoare care hrănește copilul, îi dă de mâncare, deși face asta destul de mult în primele luni, dar rolul de mamă este de fapt o promovare. O promovare la rolul de lider în familie și împarți acel rol cu tatăl într-un management team. Eram atât de entuziasmată de ce am aflat eu, astfel încât am luat un creion și un pix și stăteam în spatele salei în timp ce colegul meu preda și notam cu frenezie toate paralelele dintre rolul de lider și rolul de mamă. Și mă uitam la ce similitudini sunt. După care am început să mă uit eu la ce provocare am eu în rolul de mamă și m-am gândit unde regăsesc eu aceste provocări într-o formă similară în business și cum anume le rezolv acolo. Și uite ce a ieșit. La provocarea numărul 1, fetița care nu vrea să bea lapte, mi-am dat seama că nu trebuia să o iau personal, ci să gândesc rațional. În business, când un lider care nu știe să rezolve o problemă, nu ia personal. Caută un specialist care îl poate ajuta. Am făcut un research pe piața medicală și am căutat un alt medic, un alt pediatru. Acel pediatru a aflat că fata mea era intolerantă la lactoză. I-a recomandat un lapte special și așa am scăpat de problemă. Fetița mea a început să bea mai mult lapte, s-a făcut rotundijoară la față și am scăpat de problema cu hrănitul. E, dacă aș fi apelat la un specialist mai devreme, aș fi evitat frustrările din primele 6 luni. La provocarea numărul 2, lipsa timpului. Mi-am dat seama că de ce am nevoie este de o planificare și de prioritizare. Este un principiu destul de important în management. După cum știți, un manager are o listă mare de taskuri și trebuie să le rezolve pe toate până la sfârșitul zilei, zice el. Ei, dacă ne ocupăm în continuu ca manager numai de acele to-do-uri și nu lăsăm timp pentru odihnă, pentru pauza de prânz și pentru alte lucruri, ce se întâmplă? La sfârșitul zilei suntem epuizați și dacă continuăm în acest lucru, intrăm în burnout. E, un manager bun își alocă timp și pentru reflexie, își alocă timp și pentru strategie, își alocă timp și pentru somn și pentru dormit. Ei, cum ar fi dacă fac asta și eu și acasă? Am planificat agenda săptămânală a fetiței și mai ales am planificat agenda zilnică. Mi-am pus notificări, mi-am pus alarme, am avut un Excel. După care m-am gândit cum fac eu să-mi planific ceva timp și pentru mine. Și atunci am planificat o dată pe săptămână și timp pentru mine. Te ieșit la sport, te ieșit cu prietenele. Țineam agenda copilului la minut. De ce? Pentru că atâta timp cât puteam să mă țin de agenda, de rutina a fetei, aveam timp și pentru mine. Și nu am sfârșit lumea că am spus nu la o prietenă sau la o mătușă care vrea să vadă bebele la ora 8 seara. În schimb, eu am avut mai mult timp pentru mine și datorită sportului am avut mai multă energie și am revenit la forma inițială. Pentru provocarea numărul 3. Mai țineți minte, sfaturile primite de la părinți, sfaturile care nu făceau niciun sens și nu știam de cine să le ascult. Ei, pentru această provocare am gândit că de ce am nevoie este principiul clarității. Și atunci și un studiu de piață strategic. În business suntem puși foarte des să facem alegeri. Trebuie să alegem pe ce piață investim banii, trebuie să alegem în ce produs mergem, trebuie să alegem pe ce piață ne lansăm. Sunt alegeri și alegeri peste alegeri. Cum luăm alegerea potrivită?
păi nu luăm decizii impulsive de capul nostru. Ne consultăm cu echipa de management, ne consultăm cu partenerii noștri de afaceri și decidem ce e important pentru business-ul nostru. Apoi facem, da, un studiu de piață, dar facem acel studiu de piață cu niște întrebări predeterminate. E, asta am făcut și acasă. Am făcut o ședință cu familia, cu soțul, adică, și am clarificat ce e important pentru noi, cum vrem noi să creștem copilul și ce e mai important, cum vrem să abordăm sfaturile mamelor soacre într-un mod politicos, dar ferm. E, frontul nostru comun, comunicarea cu stakeholderii periculoși, a funcționat. E, mamele ne-au respectat alegerile, deși i-au mai dat din cap din când în când. A fost cel mai bun team building în 2. Pentru provocarea 4. Nevoile schimbătoare ale copilului, am adoptat principiul agilității și a conștientizării atitudinii la schimbare. Ce vreau să spun prin asta? În mediul de afaceri, lucrurile, după cum știți, se schimbă continuu. Se schimbă angajații, se schimbă piața, se schimbă condițiile de lucru. Vine războiul din Ucraina, din păcate, vine războiul din Israel, vine pandemia. Unii lideri se plâng și dau vina pe situație, iar alții adoptă o atitudine constructivă, își deschid antenele la schimbare și la mediu și se pun pe treabă. Ei își adaptează planul cu agilitate și caută soluții. Ei, asta am făcut și eu acasă. Soțul meu și cu mine am început să ne atenționăm reciproc când ne plângeam de milă și am început să ne dăm un fel de feedback la atitudinea asta de victimă. Cum ne confruntam cu o problemă nouă cu copilul, în loc să ne plângem de milă și să ne fai cine suntem noi, ne consultam și încercam să găsim o soluție. Trebuie să schimbăm ceva la strategia noastră de hrănit, trebuie să consultăm un doctor. În loc să pierdem timpul cu plânsul de milă sau cu sunatul și plânsul de milă la alții, ne-am concentrat pe găsit de soluții și agilitate. Asta e valabil și acum. Fetița are 12 ani, copiii noștri sunt mari și în continuu trebuie să ne adaptăm. La ultima provocare. Provocarea numărul 5, care era cea mai profundă, ne-am dat seama că de ce aveam nevoie aici era de un principiu nu neapărat de coaching, ci de management, ci de coaching. Principiul conștientizării gândurilor și al transparenței. La ce mă refer? Gândurile, dacă le ținem în cap, devin griji și ne apasă. Însă, dacă le facem transparente și le punem pe hârtie, le putem rezolva, putem găsi soluții la ele. Ei, în branșa mea de coaching, întâlnesc mulți manageri care țin toate grijile organizației pe umeri și, din păcate, și în suflet, și când ajung la un coach, sunt deja frustrați și aproape de burnout. Primul sfat pe care îl dau lor este să înceapă să-și noteze într-un caiet, într-un jurnal, în fiecare zi, dilemele, frustrările, într-un mod foarte sincer, pentru că nu le arată la nimeni, și doar să împărtășească cu mine ce cred ei că este important. Hei, m-am gândit cum ar fi să fac și eu acasă. Nu din prima, trebuie să recunosc. Am avut multe nopți nedormite, multe luni în care am ținut totul pe umerii mei, dar până la urmă am adoptat strategia de jurnal și acasă. Și în principiu, acum, ideea de jurnal ei sună bine, dar nu pare foarte simplu. Să notezi gândurile în fiecare zi. Dar ca să te ții de ea timp de 30 de zile, e mai complicat. Și m-am gândit că de ce am nevoie de disciplină. Ce fac eu în business ca să am disciplină, targeturi și structură. Ei, în cazul ăsta, care a fost soluția? Mi-am pus target să scriu în fiecare zi o pagina 4 față verso, nu contează ce scriu, numai să fie livrată până la ora 9. Structura a fost următoarea, mi-am pus lângă pat un caiet și un creion, astfel încât ca lucrurile să fie simple.
Trebuie să recunosc, în primele zile, acea foaie A4 era plină de neemoții negative, de frustrări. Era ca o groapă de gunoi în care puneam toate frustrările. În timp, după câteva zile, după vreo 30 de zile, acele pagini au devenit mai puțin o groapă de gunoi și au început să capete și reflexii și idei. Și din acel jurnal s-a născut un blog și apoi un alt blog. Peste ani de zile s-a creat o carte și peste mulți ani de zile am crescut o comunitate pentru mame lideri din toată lumea. Ce vreau să vă spun e că nu toată lumea își permite un leadership coach, însă toată lumea își permite un caiet și un creion. Pentru mine, cele 5 principii de leadership pe care vi le-am menționat mai devreme m-au ajutat să transform stresul de mamă nouă într-o bucurie și, de ce nu, un dar de inspirație și pentru alți părinți. Și mai mult atât, abordarea în comun a provocărilor din primii ani de părinți împreună cu soțul ne-a ajutat să-l primim, să-l întâmpinăm pe al doilea copil, băiatul nostru Thomas, cu mai mult, mai puțin stres și mai multă înțelepciune, zicem noi. Ca bonus pentru mine, răbdarea pe care am câștigat-o în primii ani a fost cel mai bun MBA în leadership și a fost secretul succesului în business-ul meu de coaching. În concluzie, dragii mei, cele două roluri, de părinte și de lider, pot fi văzute în competiție, lovindu-se reciproc, sau pot fi văzute împreună, completându-se reciproc. Depinde de tine cum le abordezi. Până la urmă, două echipe se află pe mâna ta. Echipa de acasă și echipa de la servicii. Ideea e cum iei ce e mai bun dintr-un rol ca să-l completezi pe celălalt.